fericit cu sărbătoarea creștinii care a fost joi cu înălțarea Domnului Iisus Hristos, cum se mai zice în popor, sărbătoarea Ispasul, da? În legătură cu această sărbătoare vreau să mi-a pus Dumnezeu pe inimă un cuvânt pentru Biserica lui Hristos ca să fim mai activi în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrarea de evangelizare, de predicare, pentru că odată mi-a predicat și mie cuvântul lui Dumnezeu și venind în casa lui Dumnezeu m-am pocăit și am devenit creștin, copil al lui Dumnezeu. Deci dacă nu predica și mie cineva cuvântul lui Dumnezeu, cine știe cine eram la moment? De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze prin cuvântul care îl voi vorbi din partea lui Dumnezeu, să ne zidească și să ne motiveze să mergem la oameni, să le spunem că Dumnezeu îi iubește și le vrea viața și binecuvântarea. Tema predicii mele de astăzi este, se numește așa, Oameni noi, misiune. În Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 19-20, Domnul Iisus Hristos spune la ucenicii săi, la înălțarea sa, spune așa cuvinte. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. În orice ostaș care se duce la luptă, care el este pregătit, în primul rând psihologic, pentru a merge la luptă, acest ostaș este pregătit, echipat cu echipament special pentru a merge în luptă. Deci nimeni nu se pornește într-o lucrare undeva să facă ceva dacă nu este bine pregătit. Și Domnul Iisus Hristos a trimis ucenici, nu numai 12 ucenici, dar mulți ucenici în toată lumea, ca să ducă Evanghelia la oameni, să ducă mântuirea la oameni. Însă, înainte de a te porni în lucrarea aceasta de misiune, trebuie să știi anumite lucruri, pentru ca în lucrarea aceasta să ai izbândă, să ai binecuvântare din partea lui Dumnezeu. În primul rând, mergând în misiune, mergând în predicare, să știi că nu te vor cuprinde toți în brațe când le vei da broșuri despre Dumnezeu și le vorbi despre Dumnezeu. Nu te vor cuprinde, te vor săruta și vor zice, o, mersi mult că mi-ai dat o invitație în casa lui Dumnezeu. Vei întâlni, vei fi respins de multe ori. De multe ori vei auzi cuvinte urâte la adresa ta și de multe ori te vei descuraja și zice, Doamne, mie îmi pare că nu mă chema pe mine în lucrarea aceasta. Eu lucrurile acestea le-am experimentat de când m-am pocăit și le experimentez. Auzi din partea oamenilor multe lucruri. Mulți zic că mersi mult, chiar îmi place de invitația aceasta, am să vin, alții zic că sunteți niște septanți, nu vreau să vin, nu vreau să aud, alții, diferiți oameni. La fel cum am fost și eu. Mi se părea că sunt cel mai sfânt din toată lumea și eram foarte religios. Respingeam adevărul, dar Dumnezeu știe, la vremea potrivită, a bătut în inima mea și a găsit acolo un pârlaz ca să intre în viața mea. În primul rând, ca să ai binecuvântare și în lucrarea aceasta de a te porni în lumea întreagă, de a vesti Evanghelia, trebuie să știi, dragul meu, cine ești tu în Hristos. Este un lucru foarte important să știi cine ești în Hristos. Vreau să vă spun o mică istorie ca să aveți închipuire mai bine despre ceea ce vorbesc eu. Un bărbat avea o mașină care, asta e un caz real, avea o mașină din 1955. Era o mașină foarte veche. Era o ruginătură care a pus-o pe marginea drumului, a crescut burean, zdrahon și lobul de pe împrejurul acestei mașini și
De-abia, de-abia se vedea mașina aceasta dintre Buriene și era scris acolo o tăbliță, $300. Și mergând doi băieți tineri cu mașină performantă, unul dintre ei a văzut, care stătea din partea dreaptă a șoferului, a văzut mașina. Și i-a zis prietenul său, oprește-te, te rog. Acela s-a speriat, ce s-a întâmplat? Spune că dă înapoi cu mașina, că au trecut vreo 10 metri înainte. Dă înapoi cu mașina, să ne întoarcem să țere ceva. Și când s-a întors, a dat cu mașina înapoi, s-a oprit și a văzut ruginătura aceea din mașină acolo și băiatul ăsta spune, zice, vreau să o cumpăr. Acest prieten, când l-a auzit, s-a râs foarte mult și a zis, pentru ce trebuie ție rugina aceasta? Uite câte mașini sunt, el spune că aceasta este prima mea, mea nostalgie. Prima mea mașină care am avut-o eu, extraordinar ce mașină frumoasă. Deci, s-a dus la acest bărbat și l-a întrebat cât dorești pe mașina aceasta. Acolo era scris $300. Așa a valorat-o acest om mașina aceasta, pentru că... De ce a valorat-o la $300? Pentru că o oră mergea cu mașina și trei ore se odihnea în afara mașinii până ea se răcea, pentru că ea se încălzea așa de tare că prăjeai ouă în mașina aceasta. Și el spune că nu era bună de nimic mașina aceea. Se oprea, se încălzea foarte tare, fum din ea ieșea. Deci care ați avut mașini vechi, știți despre ce vorbesc, că am avut și eu mașină. A cumpărat, i-a dat $300 și a luat mașina aceasta, acest tânăr, și i-a schimbat, i-a pus un motor nou. I-a schimbat roți noi la această mașină. A șlefuit această mașină, i-a dat un blesc, a făcut-o frumoasă, i-a pus cabluri noi. Deci a făcut din mașina aceea o păpușă frumoasă. Și s-a dus la fermă, la acest om unde a cumpărat-o, și fermierul acesta, când a văzut mașina aceasta, spune, vau, am avut și eu odată așa mașină. Ce frumoasă mașină! El nici n-a știut că aceasta este ruginătura aceea de $300 care a vândut el pe marginea drumului. Însă tânărul acesta care a cumpărat mașina aceasta a spus, dacă acest bărbat cerea $1000 pe mașina aceasta, îi dădeam $1000. Și știți de ce? Pentru că acest tânăr, uitându-se în mașina aceasta veche, în rugina aceasta care nu avea nicio valoare, bărbatul acela era bucuros să o dea și cu $100 numai să scăpe de ea, măcar ceva să câștige din ea, dacă se târguia acest tânăr. Și tânărul acesta spune acestui fermier, tu știi, mașina aceea, ruginitura aceea despre care, pe care mi-ai vândut-o dumneatale, iată mașina aceea veche despre care vorbești, aceasta este mașina dumneavoastră. Și acest bărbat a rămas șocat și a zis, nu-mi vine să cred că rugina aceea dintre Buriene este ceea ce văd eu acum. Dragul meu, poate de multe ori în viața ta ți-au zis părinții, poate, sau ți-au zis colegii de la lucru, sau prietenii, tu nu ești bun de nimic. Tu ești un ratat în viața aceasta. Degeaba te-ai născut pe pământul acesta. De la tine nu este niciun toc. Nu ești bun de nimic. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la tine. S-a uitat în viața ta. Și a văzut și Domnul Iisus Hristos că ești mort în păcatele tale, așa cum spune în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1 și 3, spune, voi erați morți în păcatele voastre și în greșelile voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Însă Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pe cruce pentru mine și pentru tine. Și când te-a văzut mort acolo în lumea aceasta, zăcând în păcate,
Și când oamenii arătau cu degetul în viața ta, arătau la tine și spuneau că din tine nu mai este nimic bun, niciodată nu va fi sens de la tine. De ce am te născut în viața aceasta? Ești un nimic. Și arătau cu degetul și spuneau, este un bețiv, este un ratat. N-avem de cine vorbi despre omul acesta. Însă Domnul Iisus Hristos, de la cruce, uitându-se la tine, a văzut ceva minunat în tine. A văzut ceva care nu, lumea nu vedea în tine lucrurile acestea. Domnul Iisus Hristos te-a cumpărat cu un mare preț și spune în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 20, ați fost cumpărați cu un mare preț. Și spune că voi nu sunteți ai voștri. Noi, dragii mei, atât de păcătoși eram și nu trebuiam la nimeni. Diavolul ne ținea pe fiecare în mâinile lui și ne ținea și ne chinuia cu diferite păcate. Să ne facă să ne degradeze viața, să nu mai fim nimeni într-adevăr și când vom pleca în veșnicii, să ardem în focul veșnic acolo. Însă Domnul Iisus Hristos, uitându-se în viața ta, a spus că tu valorezi pentru mine atât de mult. Și știi cât valorezi, dragul meu, în ochii lui Dumnezeu? Viața lui Iisus Hristos. Sângele și rănile lui Iisus Hristos, asta valorezi tu. Dumnezeu spune că tu ești atât de scump pentru mine. Ceea ce oamenii ți-au pus o ștampilă de un om pierdut, de un gunoi al lumii și al societății. Dumnezeu a spus că nu este adevărat. Tu pentru mine valorezi foarte mult. Tu ești o valoare absolută în ochii mei, spune Dumnezeu. Și Dumnezeu, cumpărându-te prin sângele și rănile lui Iisus Hristos, a spus că trebuie să lucrezi cu mașina aceasta. Și ți-a pus un motor nou și ție. Și motorul acesta nou, știi că este o inimă de carne. O inimă curată. Și a început să funcționeze. A început mașina aceasta, s-a pornit, a început să lucreze. Ți-a pus cabluri electrice noi în viața ta. Ți-a pus, spune, Duhul nou ți-a pus în tine, ți-a pus Duhul Sfânt în inima ta. Ți-a dat o minte curată, ți-a schimbat toate detaliile din viața ta. Și te-a făcut o mașină nouă-nouță. Te-a făcut un om nou, care ai valoare și care ai preț în ochii lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru că ne-a făcut ca să avem această valoare. Mulți oameni zic, păi era un bețiv, era un păcătos. Dar acum ceva s-a întâmplat cu omul acesta. Este spălat, curat, are familie, ține Biblia în mână și vorbește la oameni despre Dumnezeu. Spune că ceva s-a întâmplat cu omul acesta. Am o cunoscută la serviciu care spune că fratele mamei ei era un bețiv, era un boschetar care nu trebuia la nimeni. Era un nimic al societății. Și ea îmi povestea mie, ea nu îl cunoaște pe Dumnezeu, spune, Andrei, nu știu ce sectă s-a dat, dar îl văd curat pe fratele mamei mele, îl văd ordonat, merge în predicare, s-a căsătorit, are o femeie, are un copil. Și mă uitam și îmi zic, Natasha, aș vrea ca să vii și tu într-așa sectă. Să te schimbe Dumnezeu într-așa sectă, să-ți dea un motor nou, să-ți dea o minte nouă, să-ți dea un duh nou și să te văd și pe tine așa, ca pe fratele mamei tale. Dumnezeu este acela care te valorează, dragul meu. Și dacă nu te prețuiește mama, tata, frați, sorori, părinți, colegi, să știi că ai valoare în ochii lui Iisus Hristos. Și El te iubește atât de mult că este gata pentru tine întotdeauna. El te iubește, El te prețuiește. Prețuiește-L și tu la fel. El nu se uită la fața ta, nu se uită la hainele tale, nu se uită la cine ești tu în societatea aceasta. El se uită, Dumnezeu, în viața ta și să vadă cine este înăuntrul tău. Cine ești tu în Hristos? Și vreau să-ți spun că tu în Hristos ești valoare. Valoare absolută. Și întotdeauna când te uita dimineața în oglindă să zici, eu sunt biruitor. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. Eu sunt valoare în ochii tăi, Doamne. Și chiar dacă mai cazi, chiar dacă mai greșești,
să te ridici întotdeauna din genunchi, să te ridici întotdeauna din păcat și să mergi înainte după Hristos, să fii biruitor, pentru că așa te-a creat Dumnezeu, să fii biruitor. Să nu fii o persoană care e căzut și gata, nu te mai ridici de acolo. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim biruitori și să înțelegem în mintea noastră întotdeauna și în inima noastră că Tu ești în Hristos, valoare absolută pe care a plătit-o Hristos la cruce pentru tine și pentru mine. Să te facă biruitor și moștenitor în Hristos. Și lucrurile acestea când le vei înțelege, vei merge la oameni și le vei spune, eu vreau, dragul meu, și tu să fii ca mine, să fii valoare în Hristos, să fii biruitor în Hristos, să fii moștenitor în Hristos și să ai viața și binecuvântare de la Dumnezeu. Aceasta te va motiva să mergi la oameni și le vestești adevărul și Evanghelia. Un al doilea lucru pe care să te motiveze să mergi în lucrarea Domnului Iisus Hristos este și să, ca să birui, să faci lucrare, este să înțelegi cine trăiește în tine. Cine trăiește? Dragul meu, în Galateni, capitolul 2, cu versetul 20, care aveți Scriptura, citiți împreună cu mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește unde? În mine. Nu lângă mine, dar în mine. În Matei, capitolul 11, cu versetul 11, spune Domnul Iisus Hristos așa cuvinte și voi explica un adevăr pe care poate nu l-ați cunoscut vreodată, dar mie mi l-a descoperit Dumnezeu chiar așa. Matei, capitolul 11, cu versetul 11, vreau să citesc aceste cuvinte și să vedem ce înseamnă să înțelegi cine este în tine. Adevărat, adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât Ioan Botezătorul. Ce înseamnă lucrurile acestea, dragii mei? N-a fost proroc mai mare decât Ioan Botezător. Așa spune Scriptura. Însă, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan Botezător. N-am știut ani de zile acest adevăr, dar Dumnezeu mi l-a descoperit aseară lucrurile acestea. Pentru că Dumnezeu când vrea să te binecuvânteze, să-ți descoperi niște anumite lucruri din Scriptură, vrea să te umple cu Duhul Său cel Sfânt și să-ți dea har, bucurie și binecuvântare. Și m-am gândit la aceste lucruri și Dumnezeu mi-a dat explicații în felul următor. Toți prorocii, până la Ioan Botezătorul, întotdeauna arătau cu mâna așa, arătau cu în viitor și spune că va veni Mesia, va veni Hristos. Au arătat întotdeauna până la Ioan Botezătorul că El va veni. Însă ei nu l-au văzut pe Mesia niciodată, așa au murit în credință și nu l-au văzut niciodată. Însă spune Sfânta Scriptură că s-a născut un alt proroc, Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul nu mai arăta cu mâna așa în viitor și spunea, El vine, El va veni. Ioan Botezătorul spune că, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan Botezătorul este acela care l-a văzut pe Hristos în față și l-a botezat. Și el este cel mai mare proroc dintre toți proroci, pentru că el l-a văzut în ochii săi și l-a botezat și spune că iată Mielul lui Dumnezeu. Însă spune Scriptura că însă cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu se vorbește despre mine și despre tine, dragul meu, este mai mare decât Ioan Botezătorul. Și știți de ce? Pentru că Ioan l-a văzut pe Hristos cum vinea spre el. Însă Ioan l-a văzut și pe Hristos când s-a dus de la Ioan. L-a văzut cum s-a dus. Și Ioan Botezătorul a fost decapitat. Și cu aceasta s-a terminat. Însă Sfânta Scriptură spune că însă cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că Scriptura în Galateni 6:20 spune că
Hristos trăiește unde? În noi. În voi, în mine, în tine, dragul meu, în inima ta, în corpul tău, în Duhul tău trăiește Hristos. Și El nu vine la tine și nu se duce de la tine. El este în fiecare zi, de dimineață și până seara, în tine. Este ceva extraordinar să înțelegem aceste lucruri, că Dumnezeul Atotputernic, care a creat cerul și pământul, trăiește în tine. Tu ești cel mai mic în Împărăția Lui Dumnezeu și ești mai mare decât Ioan Botezătorul. Pentru că Hristos trăiește în tine, înăuntru tău. Apostolul Pavel spune în altă parte, în Coloseni, spune în Coloseni, capitolul 26, versetul capitolul 1, spune: vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum Sfinților. Era o taină care Dumnezeu a ținut-o de veacuri și de proroci au ținut-o ascunsă. Și prorocii au auzit despre Mesia și au vrut să-L vadă pe Mesia. Dar n-au avut posibilitatea aceasta. Și însuși Iisus Hristos în Evanghelie spune: mulți proroci au vrut să audă ce au zis voi și au vrut să vadă ce vedeți voi și n-au avut posibilitatea. Și spune cărora Dumnezeu poate să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainii acestea, bogăția slavei tainii acestea între neamuri și anume. Știți care este taina aceasta? Hristos în voi, nădejdea slavii. Ești mai binecuvântat decât toți prorocii, frate și soră. Pentru că Hristos trăiește în tine. Vă dați seama ce înseamnă lucrurile acestea, Hristos în voi, nădejdea slavii? În tine, dragul meu, trăiește viața. În tine trăiește binecuvântarea. În tine trăiește Hristos care spune că cu niciun chip nu te voi lăsa și cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa cum a venit Iisus la Ioan și s-a dus de la Ioan. A venit la mulți Hristos și s-a dus de la ei Hristos. Dar de la tine spune că a intrat în inima ta, în tine trăiește Hristos de dimineață până seara. 24 din 24 Hristos trăiește în tine și în tine este vindecarea. În tine este Hristos, în tine este tot ce ai nevoie. Ai Duhul lui Dumnezeu care trăiește în tine. Și asta este o taină care a fost ascunsă veacuri întregi de oameni, de proroci, de oameni care îl așteptau pe Mesia. Și acest Mesia, spune Cuvântul lui Dumnezeu, trăiește în tine. Nu trebuie să te rogi tare în glas de multe ori ca să te audă Hristos. Hristos trăiește în tine dacă trăiești o viață curată în fața lui Dumnezeu. Și trăiești în ascultare de Dumnezeu. Hristos este în tine, trăiești. Și când te rogi, El te ascultă. În noi, spune Apostolul Pavel, purtăm o comoară deosebită. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune să înțelegem acest adevăr. Pentru că Apostolul Pavel spune că la aceasta lucrez, ca să aduc pe orice om destoinic și desăvârșit și curat în fața lui Dumnezeu. Când înțelegi cine trăiește în tine, atunci poți să mergi în lucrarea lui Dumnezeu și să spui la oameni ce a făcut Dumnezeu cu viața ta. Atunci nu mai poți să experimentezi pe Hristos înăuntru tău. Atunci nu mai pot să spun la oameni că Dumnezeu îi iubește. Dacă eu nu înțeleg cine sunt în Hristos și dacă eu nu înțeleg cine trăiește în mine, să știi că niciodată nu vei avea dorință, dragul meu, să mergi în lucrare și să spun la oameni că Dumnezeu îi iubește. Pentru că tu singur nu înțelegi ce cu viața ta, ce cu viața mea, nici habar nu am. Ce să predic? Cui să-i predic? Am treburi atâtea pe împrejurul meu, am atâtea nevoi, nu știu. Când s-a atins Dumnezeu de tine și, dragul meu, acest adevăr că Hristos trăiește în tine este un adevăr juridic. Înțelegeți despre ce vorbesc eu? Acesta este un adevăr. Și trebuie noi, ca copii al lui Dumnezeu, prin credință să înțelegem aceste lucruri. Hristos în voi, nădejdea
slave. Și după ce ai înțeles cine ești în Hristos, ești o făptură nouă, ești valoare în fața lui Dumnezeu. Și când înțelegi că Hristos trăiește în tine și El este acela care te iubește, care te binecuvântează, El este acela care îți poartă de grijă în fiecare zi, El este acela care îți garantează viața veșnică. Viața veșnică, știți ce înseamnă? Hristos în voi. Nădejdea slavei. Hristos este în tine, în tine este binecuvântarea și vindecarea tuturor bolilor tale, dragii mei. Dumnezeu este acela care are grijă de viața ta în fiecare zi. După ce am înțeles aceste lucruri, Domnul Iisus Hristos spune că duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la toată făptura. Ce să predicăm la oameni? Să predicăm pe Hristos care a intrat în viața noastră, care ne-a schimbat mintea noastră, ne-a pus detalii noi în acest om mort care eram fiecare noi. Eram morți în păcate. Și Dumnezeu ne-a pus inimă nouă. Ne-a pus un motor nou. Deci am povestit cazul acesta cu mașina ca să avem închipuire despre adevărul spiritual. Ne-a pus detalii noi în corpul nostru, în sufletul nostru, în Duhul nostru. Și noi suntem copii al lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, duceți-vă și spuneți la oameni ce a făcut Dumnezeu cu viața ta. Cum Dumnezeu te-a schimbat. Cum ai devenit un om nou în Hristos? Cum ai devenit o valoare nouă în Hristos? Du-te la oameni, spune Domnul Iisus Hristos, duceți-vă și faceți lucrarea aceasta. Aceasta este o poruncă pe care o dă la fiecare creștin. Și atunci Iisus, când s-a înălțat la cer, a dat această poruncă și spune, duceți-vă și faceți această lucrare până voi veni Eu. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați să păzească tot ce v-am poruncit aici, în Sfintele Scripturi. Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare care se află aici. Să ne dea Dumnezeu lumină, să înțelegem adevărul că suntem valoare în fața lui Dumnezeu și că suntem cu Hristos, cu comoara aceasta nemărginită, care trăiește în fiecare inimă care este aici. Însă sunt ca cei care încă nu cunoaște pe Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă spun, Dumnezeu atât de mult vă iubește și dorește să vă dați inimile voastre. Să vă dați acordul și să spui, Doamne Iisuse, mulțumesc că ai murit pentru mine pe cruce. Mulțumesc că ți-ai vărsat sângele pentru mine un păcătos. Doamne, intră în viața mea și fă-mă un copil al Tău. Fă-mă o valoare și pe mine. Pentru că Dumnezeu, într-adevăr, te valorează și vrea să ai iertare de păcate și viața veșnică și să fii fericit în fiecare zi cu Hristos. Și atunci când trăiești cu Hristos, dragul meu, să știi un lucru, că nu te va interesa, nu vei avea interes în fiecare zi niciodată. Nu vei avea atracție de lume, atracție de păcat. Întotdeauna te va umplea Duhul Dumnezeu și îți va da dorință să cauți pe Dumnezeu în fiecare zi. Să cauți Sfințenia. Și când vezi oameni pe drum, când ești în soț, unde te-ai aflat, să-i chemi în adunarea Dumnezeu, să-i chemi în casa lui Dumnezeu, să le vorbești despre Dumnezeu. Pentru că la aceasta suntem chemați. Să mergem în lume și să aducem, să facem ucenici din toate neamurile. Dar pentru aceasta ai nevoie să înțelegi două lucruri foarte importante. Să înțelegi că ești valoare în Hristos, aceasta trebuie să fie fiecare dimineață, când te-ai sculat dimineață, când mă obiunezi, deci eu sunt valoare în fața Ta, Doamne. Eu sunt prețuit în fața Ta, Doamne. Niciodată să nu luai și nu... Și vreau să vă dau un sfat, dragii mei, și la tineri care se află aici, niciodată să nu trageți atenția la oameni și la cuvintele oamenilor când spun că tu ești așa, dar tu ești așa, dar tu ești dincolo, să te uiți întotdeauna ce îți spune Hristos despre tine. Tu ești valoare în ochii mei și pe tine să te interesezi întotdeauna ce spune Hristos despre tine, nu ce spun oamenii. Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.